Prima întrebare. Nu te uiți la ecran, nu vorbiți cu voce tare, da? Dacă e, vorbiți între voi, dar în șapte, da? Ce sport a făcut tati în tinerețe? Halbere? Handbal? Sau căratul nevestei? Apăsați acuș! Bine! Bravo! Nu pot să și eu. Acum tu. Ai făcut handbal? Da. Pe bune? Da. Câți ani? 2 sau 3. Ce ai jucat? Extrema dreapta, pentru că sunt stângaci. Nici mi-aduc aminte când le-am povestit. Într-adevăr, am făcut prin liceu handbal. Poate m-au văzut că mă uit. Iar legat de căra nevasta, eu nu știu că există așa un sport din ăsta. Există asta? Nu știu, eu n-am. Ce anume? Un sport, căratul nevestei. Dar cum să nu? Eu știu, unul căratul bărbatului la magazine. Mi se pare că din țările nordice a plecat chestia. Ia să vedem câteva imagini. Yeah. Perfect. Finland. Bravo. Bravo. Wow. Ouch. Poziția e cam nasoală pentru femeie, dar în rest e... Opa. Bă, dar nu văd unul mai... Bun. Foarte drăguț. Aolea, le bagă și în apă? Da, bă, oricum poziția e studiată, tu ce crezi? Da. După multe încercări să ajung la ea. Sunt convins că au încercat în toate felurile. Nu știu cum îi zice, 7, 89, cred. Ăsta e 89. Poziția 89. Da? 8, 9, da. Bine, mergem mai departe. Ce lucru inedit a făcut tatăl vostru? S-a îmbrăcat în femeie pentru un rol. A desat lei la circ. A fost announcer la meciurile de K1. Apăsăm, domnul director? Apăsăm. Corect! Bravo, uite-mă că știu! Ladies and gentlemen! Păi ce vorbim? Păi de? Mă urmăresc pe mine personal mai rar la televizor, chiar dacă relorile sunt zilnice. Probabil că au văzut și una din galele, că se dau și galele de acum 10 ani în reluare, de pe canalul de sport. Și m-au văzut în ring. Yeah. Care este adevărata poreclă a tatălui vostru? Americanul, Miță sau Pizarro? Apăsați acum, maestre. N-aveți voie să vorbiți. Apasă și după aia poți vorbi liniștit. Da, dau pentru puncte. Apăs. Bravo! Da, nu înțeleg. Da, ei n-au de unde să știe că Miță mi se spunea prin liceu, așa. De obicei vine de la Mihai, dar nu vine de la Mihai, vine de la Mitrache, Mițache, Miță. That's me. Dacă tot am aflat cum îmi spuneau în copilărie, am găsit o poză cu tine de când erai tânăr ficior. Care părturile ți-ai drăguț? Ghiși, care sunt? Care? Veniți un pic, Edi, Teo, veniți un pic. Care credeți că e tati? Cel din mijloc sau cel din dreapta? Dreapta. Nu știu, mă, n-au de unde să știe, că nu m-au văzut cu... Tânăr, nu te-au văzut niciodată? Nu m-au văzut. Arătat... Ba da! La puza de la... Care sunt? Deci care sunt? Stânga sau dreapta? Stânga. Ăla e? Ăla e tati. Bravo! The one and only. Bravo! Următoarea întrebare. Și eu. Da. Unde credeți că a cunoscut-o tati pe mami? Pe Facebook? La un botez? Sau la nudiști? Maestre? Am apăsat. Bravo! La un botez? La un botez v-ați cunoscut? Da. București, Timișoara, unde? Nu, chiar Buftea. Chiar în Buftea? Da, o fată din echipa noastră de producție, când eram la bloc, da, ne-a invitat toată echipa și am ezitat foarte mult, că știam că e în Buftea, atunci nu prea aveam cu ce să ajung, bă, să mă duc, e departe, mai bem,
Da, cu ce mă întorc. Da. Și am fost la atâtica să nu mă duc. Dar am zis, bă, nu e frumos. Vezi, Fata Dumnezeu? Ne-a invitat, după aia zice că suntem vedete și nu... Da, da, și da. Ne-am dus. Și uite, așa s-a întâmplat. Bravo! Bravo, Doamne ajută! Ultima întrebare. Cine credeți că v-a făcut prima băiță după ce v-ați născut? Tati? Laura Cosoi? Sau ați rămas nespălați? Ce v-a făcut prima băiță după ce v-ați născut? Apăsați acum! Cred. Bine, corect! Nu știu dacă și-aduc ei personal aminte că n-au, le-am făcut la ambii băieți. Eu le-am făcut prima baie când au venit acasă. Tot timpul am ajutat-o pe soția mea. Acum nu mai ajut. Se descurcă singură. Tati vă spală de obicei sau mami? Mami. Mami, am înțeles. Acum asta... mami, tati îi face intrarea, îi arată pe cum se face. Poftiți pe aici, atenție după... și start. Da. Bun. Ați acumulat... 500 puncte! Bravo! La loc! Yes! Și... reinvit aici pe Cristina Popora și Sofia Cruceru! 500 și suntem bun, we are good! Prima întrebare pentru voi. Cu ce crezi că au mers mami și bunicul ei să viziteze Bucureștiul? Călare pe măgar? Cu carul cu boi? Sau cu trenul? Eu știu răspunsul, dar... Cu trenul! Corect! Nu ăsta era răspunsul corect, bravo! Dar ăsta l-a intuit. Nu ăsta e răspunsul corect, dar care? Pe ăsta l-a intuit ea. Răspunsul corect era bunicul meu la vas lui, mă lua cu carul, mă trezea dimineață, mă lua cu carul cu boi și mă ducea pe marginea râpei și mi-arăta luminile și mi-arăta, uite, bunicule, acolo e Bucureștiul și acolo o să ajungi și tu când o să fii mare. A, ce frumos! Asta e. M-am gândit că ăsta ar fi răspunsul pe care Sofia l-ar alege, pentru că în mintea ei și bunicii ei de la Galați când vin cu trenul. Nefiindu-i cunoscute alte mijloace de transport, gen carul cu boi, cum a fost în realitate povestea, sau cu călare pe măgăruș. Chiar am vrut să fie mai greu, dar a fost foarte simplu. Am găsit toate răspunsurile. Da, suntem buni. Mm-hmm. Pe cine vorbește mami de rău dintre politicieni? Pe președintele Klaus Iohannis? Pe domnul Liviu Dragnea? Sau pe Trump? Pe cine vorbește de rău? Mami? Donald Trump, președintele Americii. Liviu Dragnea, omul suprem. Și Klaus Iohannis, președintele României. Dar nu vorbesc pe niciunul de rău. Ușor nu sparge tableta, ușor că... Am ușor... N-am întrebat pe cine urâți, pe cine vorbiți de... Oh! Sofia probabil că s-a gândit ce nume aude mai des în casă. Și într-adevăr, când sunt știri, dăm drumul la televizor să se audă discursul domnului președinte, mă aude foarte des vorbind despre domnul președinte, încerc totuși ca în familie, în casă, să nu aduc energii negative și să discut foarte mult de politică și să... o îndoctrinez și pe ea. Și atunci nu înjur foarte mult PSD-ul acasă și nici pe Liviu Dragnea. Bravo, Sofi! Bravo! Mama vorbește pe mai multă lume. Ce surprinzător răspunsul Cristinei. Mergem mai departe. Când te-a supărat ultima dată mami? Când mi-a furat ciocolata? Când nu m-a lăsat să ascult melodia Deliei cu măta? Când s-a uitat la 47 de episoade fără oprire? Păi și sunt toate? Pot să le bifez pe toate? Nu, ce crezi că răspunde Sofi? Răspunde, apasă acum, că sunt șocat. Ne-am certat odată tare, da.
Ne-am certat și s-a supărat pe mine rău. Apasă! Corect! Ce s-a întâmplat, Sofi? Mi-a furat ciocolata. De unde ți-a furat ciocolata? De la mine din mână. Cum ți-a furat ciocolata? De ce? Păi de ce? Ea n-are bani să-și cumpere, dragă, ciocolata ei. Păi vrea de la mine. A fost o supărare mare pentru ea. S-a întâmplat de curând. I-am luat o bucățică din ciocolată și a plâns. Vorbea cu bunii la telefon. I-a spus că nu poate să mă ierte, că mă iubește, dar nu poate să mă ierte. A fost un capăt de țară povestea cu ciocolata și nu puteam să o uităm nici eu, nici ea. Cristina, ce e cu 47 de episoade în două zile fără oprire? Au și mami și tati bucuriile lor. Poftim? Am profitat de sărbători, a venit bunii la noi, a avut grijă de copil și atunci ne-am amintit și noi cum făceam când eram fără copil, video. Tineri. O seară de video. Dar la ce v-ați uitat, mă? Billions. Și ați văzut câte? Cu Wall Street, cu... Trei sezoane, patru sezoane, câte? Două. Două sezoane. Două erau, două? Da, s-a bucurat când s-a terminat serialul. Făcea, iuhu, am și eu părinții mei! Am văzut și eu reacția, stați puțin și o să o vadă toată țara, ia. Mergem la următoarea întrebare. Unde s-au căsătorit mami și tati? La Polul Nord? La cantina Palatului Parlamentului? Sau în Spania? Apăsați acum. Sper că știe. Lăsați să nu mai influențăm voturile. Vă rog eu frumos. Yes! Bravo! Bravo! Bravo, Sofico! Spania! În Spania v-ați căsătorit? Cu unia civilă. Cu unia civilă ați făcut-o în Spania? Ce am fugit. Bravo. Doar voi doi sau? Nu. Noi doi și două cupluri de prieteni. Bravo. Nu, și... nu. Se uită și părinții la emisiune și... Lasă, dragă, nu-i nicio problemă. Și știau celelalte două cupluri că voi vă veți căsători acolo? Sau ele, da, soțul mai puțin. Stați puțin. Tati, mami, cum să nu știe tati? A aflat în avion. A aflat în avion. Nu cred. Cristina, zi-mi, nu cred. Exact ca în politică. Aflăm după ce votăm. Și după aia zice, nu știu ce am votat. Deci spuneți-mi. Păi tot discutam când să ne căsătorim, unde să ne căsătorim și am zis să-i fac o surpriză de ziua lui. Ați căsătorit fix de ziua lui? Exact. Nu se poate. Ba da. Am zis că de ce să nu primesc eu cadouri și pe 12 iunie când e ziua lui. Și am zis, lasă că pun căsătoria de ziua lui și cumva... O rezolv. Am 8 martie, am ziua mea, am Paștele și apoi și ziua noastră. Și ziua lui nu mai este ziua lui, e ziua noastră. Foarte frumos. Sofia? Următoarea întrebare. Și ultima. Ce nu știe nimeni, dar nimeni, despre mami? Că e frică de apă, nu știe să înnoate. Că are o pernă văcuță și doarme pe ea. Că spune zilnic în oglindă, azi dau guvernul jos. Mi-ar plăcea ultima variantă. Ce? Dar... Ce? Apasă. Sunt două variante. Da. Eu am apăsat. Ta-ta-ta-ra, să nu te uiți. M-am gândit că o zice pasta. Sofia, cum e cu văcuța? Nu mă lasă și să stau și eu puțin pe ea. Pe văcuța? Dar ce are? Ce e? O pernuță? Ce? O pernă cu, în formă de vacă, cu niște bile în ea. Și pe tine nu te lasă să dormi pe ea? Nu. Am înțeles. Păi nici tu să nu-i lasă să se uite la filme de acum înainte. Da. Dragele mele, ați câștigat 300 de puncte! Bravo, Sofi!
Hai la loc! N-am câștigat cele mai multe! Putem să câștigăm 500! N-am făcut bine? Nu! Deci aia cu văcuța era corectă. O să ne mai concentrăm, ei, să fim mai bine. Câte puncte au ei? Cred că pe primul loc e el, pe locul doi ea și noi... Câte puncte au ei? 500, 400, cred că avem. Tati! Tati! Ne-am primit? Ne zicem... 500. Și, tati! Ia. Tati! E 400 și ei. Ascultă acolo! Valentina și Vlad! 400 de puncte! O să mai facem niște puncte. Americano, Teo și Edi, 700 de puncte. Yeah. Cristina și Sofi, 400 de puncte. Yes.